Salutare! Din câte vedeți, aici am revista Lego Nexo și vreau să fac o clarificare. O grămadă de oameni zic că eu fac review-uri la reviste. Ei bine, e fals. Review înseamnă când vezi ceva, cum funcționează în cazul unui dispozitiv, a unui se arăți ce se întâmplă într-un serial în caz că e vorba de un serial și așa mai departe. Dar în cazul unei reviste, un review înseamnă să vezi ce-i prin revistă. Apoi, într-un video, să arăți ce e în ea. Nu! Asta e practic, e un simplu view. E o reacție. Din câte vedeți, e sigilată. Prin urmare, nu e un review. Și nici nu mă uit la clipuri pe YouTube. Galaxy a făcut un clip despre revista asta. O să mă uit la clipul ăla după ce termin. Bun. Nu, se vede prea bine. Bun. Bun, bun, bun. Ha, mă bucur că l-am pe Kai cu mâna portocalie. E super șmecher. Are 15 piese Lego. Anunț la revista cu talon. Deja a apărut cea de după asta. Da. Cuprinsul, pe nimeni nu interesează cuprinsul. Aici este minifigurina și zice cum se asamblează. Interesant. Tare sabie sau, în cazul în care l-arată așa, este un fel de sceptru. Asta e banda desenată, nu vă arăt. Dacă o vreți să vedeți, cumpărați-vă revista, săracilor. Aici vedem o imagine de desenat cu clay. Bine, nu desenat, colorat, tehnic vorbind. Dar merge și așa. Un joc cu frecvențe. Interesant. Am o imagine în cap. Aaron, ți-am zis să nu mai iei costumul! Super funny. Oh, nice. Chiar mi-ai luat costumul, Aaron! Bine, bine, bun. Un poster cu Macy. Aici ce avem? Wow, calcule! Suntem din nou la grădiniță! Da! Aici prezintă setul Lego tancului Excel. Include două puteri Nexo și o putere Merlock. Puterea Nexo toporului Merlock. Stai, observ ceva fără logică. Aici este puterea lui Merlock și dă energie tancului, dar tancul încearcă să prindă aceeași putere Merlock. What? Ok. Celelalte două puteri Nexo sunt aplauze în picioare și... Care mai e? Care mai e, frate? Bun, dar are 604 piese Lego. Interesant. Continuă banda desenată. Oh, un alt joc șmecher. Îmi place. Un fel de labirint. Câte cotituri parcurge fiecare cavaler pentru a ajunge la hub? Păi care-i hub-ul? Ah, cred că-s chestiile astea cu semne exclamare. Bine, bine, bine. Gata, mi-am dat și eu seama. Desene slabe, iar nu l-au pus pe al meu. De ce nu-l puneți pe al meu niciodată? Așa. Și a cincea revistă la care se face reclamă la Trending Cards. Fantastic! Fantastic! Și data viitoare va fi... Ce zice aici? Eroi Nexo Knights, vă mulțumesc. A fost minunat că ne-ați însoțit în această ultimă aventură a eroilor Nexo Knights.
Citiți și alte reviste Lego, ele găsiți nenumărate alte aventuri, suntem siguri că veți trăi experiențe uimitoare. Ce? Asta e ultima revistă? Aha. Doamne, viața nu mai are sens. Ok, eu am văzut pe net că data viitoare va fi Macy. Dar nu vine să cred. Știu că Lego Nexus s-a terminat, dar și revista. Asta va fi ultima. Viața nu are sens, fraților. Ultima revista Nexo. Are acest joc pe spate. A fost și la o revistă Lego Ninjago mai veche. Cam asta e revista. Îl are pe Clay cu sabie de foc. 15 piese Lego. Din păcate nu a avut vreun trending cards, n-a avut niciodată revista Lego Nexo, n-a avut niciodată altceva pe lângă minifigurină. Și nici nu o să aibă. Pa! Nu uitați să vă abonați, să dați click pe clopoțel pentru a putea primi toate notificările pentru fiecare videoclip nou pe care îl postez. Please!